Lucrările de construire a sălii polivalente de 5.000 de locuri din municipiul Suceava vor începe în curând. Valoarea investiției în sala polivalentă este estimată la aproximativ 129 de milioane de lei, fonduri europene. Primarul Ion Lung a declarat că a fost obținut și ultimul aviz, cel de la mediu, astfel încât nu mai există niciun impediment pentru eliberarea autorizației de construire. Vreau să spun că am obținut toate avizele, ultimul aviz a fost de la Agenția de Mediu, deci putem elibera autorizația de construire și sigur așteptăm să ne solicite CNI-ul și putem să eliberăm autorizația de construire. Termenul de proiectare și execuție este de 24 luni, 4 luni pentru proiectare și 20 de luni pentru execuție. De menționat că valoarea investiției în sala polivalentă este estimată la aproximativ 129 milioane lei fonduri europene.